De ce vrea să te relaxezi? Să leg, să te relaxezi, să stau pe canapea, să aprind televizorul, să mă uit la televizor. Ce înseamnă asta că mă ia durerile de cap dacă eu nu muncesc zi de zi, dacă nu fac ceva zilnic, să mă simt că fac progres în viață? Cum să stau așa, să mă uit pe pereți? Fratele meu, am și o întrebare la tine. Cine ești tu, Giuliano, de fapt? Eu sunt un șofer pe tir în Anglia. Am venit aici să muncesc, să lucrez și mi-am descoperit pasiunea mea de a face videoclipuri cu tirul. și ușor, ușor m-am schimbat prin a învăța oamenii cum să facă și ei, pentru că am descoperit să fac bani din vizualizări pe videoclipuri și am început să învăț oamenii cum să facă și ei bani din videoclipuri pe lângă un venit de la muncă. Tu, criminale, cine ești și de ce porți mască? Că toată lumea să întreabă lucrul ăsta. Eu sunt un om normal, port mască pentru că nu vreau să mi se vadă identitatea identitatea mea e, nu trebuie să se vadă neapărat. La 100.000 de followeri o să mi se vadă și mie identitatea, o să vadă cine sunt cu adevărat. Adică dai masca jos la 100.000 de urmăritori pe TikTok. Da, o să dau masca jos la 100.000 de urmăritori pe TikTok. Eu sunt un om normal, am și o muncă normală, am o familie. Și la câți urmăritori pe YouTube dai masca jos? Că suntem la 27.000. La un milion. <laughs> E prea mult. Vei la cât să zic? La un milion facem la anul. La 100 de mii. La 100 de mii pe YouTube, la 100 de mii pe TikTok. La 100 de mii. Da. Fraților, ați auzit pe criminalul. Dacă vreți să-l vedeți identitatea adevărată, la 100 de mii își va da masca jos. Așa că abonați-vă puternic pentru a-l vedea pe criminalul. Să revenim. Criminale, cum ai sărbătorit Crăciunul? cu familia, cu prietenii, distracție, băutură. Giuliano, dau și o întrebare la tine. Este Crăciunul astăzi, da? Da. Tu, tu de ce nu bei alcool? Că uite, eu o să-mi pun ceva de băut. Eu beau decât apă plată și apă minerală, special. Ia spunem tu, cât, cât de des bei alcool? Consumat alcool pe Crăciunul ăsta? Da. De, de, de sărbătorile astea? Da, da. Beau numai la sărbători, nu sunt un alcoolist, nu sunt un om alcoolic. Beau numai de sărbători și de evenimente, în general. Tu când bei alcool? Eu n-am consumat deloc, nu consum niciodată. Eu prefer să muncesc 16 ore din 24, să, să dorm 6 ore pe noapte, restul muncă 16 din 24, 7 din 7, 365 de zile pe an. Deci să înțeleg că tu ești un om foarte, foarte muncitor. Da, și să spun și de ce dacă vrei să afli. Da, te ascult. Eu nu consider să ție o zi liberă până în momentul în care tu nu te simți realizat, până în momentul în care ție nu-ți vine un venit pasiv lunar, atunci poți să te simți că sunt împlinit și poți să stau acasă să mă relaxez. De ce vrea să te relaxezi? Eu nu înțeleg să te relaxezi, să stau pe canapea, să aprind televizorul, să mă uit la televizor. Ce înseamnă asta că mă ia durerile de cap dacă eu nu muncesc zi de zi? dacă nu fac ceva zilnic, să, mă, să simt că fac progres în viață, cum să stau așa să mă uit pe pereți? Ce înseamnă asta? Hai să spun de ce unii oameni vor să se relaxeze, da? De ce? Fiindcă unii oameni vor să se relaxeze, au un job foarte greu, muncesc foarte mult, de exemplu, oamenii de pe șantier, care la mortal, care la betoane, la chestii foarte, foarte grele. Și corpul unui om de genul, că și eu lucrez în ceva de genul foarte greu și simt că uneori vreau să mă relaxez, că nu mai pot, nu mai rezist spadele. Și vrei să fii un muncitor pe toată viața, să muncești 10 ore pe zi, timp de 50 de ani, până te duci, până mori? Asta vrei? Sau suntem în lumea online, suntem roboții vin din spate și ne vor lua joburile. Și în momentul în care roboții ne vor lua joburile, noi o să rămânem pe drumuri. Da, Ușor, ușor, toată lumea o să se dea pe online, fiindcă aici, în Anglia, unde suntem noi, șefii noștri cu bani, cu ăstea, de exemplu, șeful meu personal, mi-a zis că vrea să-și să angajeze un robot să muncească non-stop, fără pauze, fără nimic. Șapte zile din șapte, fără pauze, să-i crească mult firma. Și eu o să trec pe online. Deci până și criminalul spune că noi toți trebuie să trecem pe online. Da. E momentul perfect pentru că eu deja sunt cu mult în față, Câștig bani din online, am dovezi, câștig bani din TikTok, din YouTube și din Facebook. Și am creat un site unde poți să descarci videoclipuri. Deci, practic, eu îți dau videoclipuri gata la tavă. Tu doar să le postezi pe platformele tale de social media. Și oamenii sunt atât de leneși încât nici așa nu vor să facă nimic. Nu mă cred! Mincinos! Nu e adevărat! Ba este foarte adevărat! Descarci videoclipul de pe site-ul meu, intri pe Academia Băieților Deștepți, că de asta și se numește Academia Băieților Deștepți, că numai băieții deștepți vor înțelege și vor intra pe site-ul meu, de unde descarci videoclipuri și le postezi direct pe, pla pe platforma ta. Ce vrei mai mult de atât? Uh, și eu o să încerc să mă abonez la tine chiar astăzi și chiar vreau să trec pe online foarte repede, fiindcă m-am săturat și eu, sunt om ca oricare, m-am săturat să lucrez pe șantier, spatele meu, nu cred că mai rezistă mult și o să trec și eu pe online. Ce te reținut până acum că eu prezint acest lucru de două luni de zile în continuu? Ce te reține să iei online, nu știu, ce mai exact? Familia mea, gen oamenii nu cred lucrurile astea pe online, înțelegi? Zic că nu se fac bani, că nu e un job stabil, că lucruri de gen, înțelegi? Și chiar dacă eu le arăt poze, ei tot nu cred. Da. Tot. Și familia mea este la fel, dar eu Vreau să le arăt adevărul că o să trec pe online și o să fac bani stând acasă lângă familia mea să petrec timp cu... Ca să faci asta, cum spui tu, de astăzi trebuie să acționezi. Și de astăzi, de asta trebuie să bei apă plată sau minerală, pentru că de astăzi începe munca. Nu de mâine, nu există ziua de mâine. Azi trebuie să intri pe site-ul meu, descarci videoclipurile și ți le postezi pe platformele tale. Și încep munca, pentru că dacă lași timpul să treacă, așa l-ai lăsat 10 ani. De 10 ani de zile toată lumea spune, a, mâine, de luni mă duc la sală. Nu, de astăzi te duci la sală, de astăzi încep să înveți cum se lucrează online, cum se editează videoclipuri, cum se generează videoclipuri cu AI, toate lucrurile astea. Așa că, măi criminale, eu nu știu ce mai aștepți tu, pentru că timpul trece și mâine pe mâine mai trec încă 10 ani, cum au trecut și mai acum. Am și o întrebare la tine. Ce vrei să lași tu în urma ta? În urma mea vreau să las o familie mare, mulți copii, care să-mi inducă mai departe uh, generația mea. Adică să descopere această putere prin a convinge oamenii și a-i face să înțeleagă că există ceva mult mai bine decât a munci cu spatele și a crea un imperiu pentru a, a, fi, recunoscut ca, a fi recunoscut ca Giuliano Top G Pare foarte bine să aud asta și vreau să-ți urmez și eu sfatul. Poate pe viitor o să ajung și eu ca tine. Să nu mai lucrez în construcții, să nu mai rup spatele, să stau și -o lângă familia mea frumos acasă. Tu vrei, dar până la face e mult. Începând cu pași micuți în viața ta. Mâine când te trezești, tu trebuie să, disciplină, disciplină, trebuie să ai disciplină în tine. Trebuie să mergi la sală, trebuie să faci sport, trebuie să alergi, trebuie să faci mușchi, trebuie să înveți ceva online, să te documentezi, să intri pe YouTube. Dacă stai toată ziua pe telefon, pe TikTok, pe YouTube, pe televizor, nu cred că mai scapi tu de muncă toată viața ta. De acum încolo, de mâine dimineață, o să-ți iau foarte în serios faturile tale o să încerc să nu mai stau atât de mult pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram și o să încerc să-ți urmez sfaturile 100%. Am făcut asta, stăteam pe TikTok 5 ore pe zi, până când am realizat mai consuma uh, conținut și creează conținut. Creează conținut și postează-l, indiferent ce faci, postează-l acolo pentru că munca, dacă muncești, constant, zilnic, mai târziu, vei fi răsplătit și vei fi răsplătit bine. Și vei lăsa ceva în urma ta, vei clădi ceva foarte mare, foarte puternic. Giuliano, ce în drum copii fiindcă uite, eu, de exemplu, fumez, da? Tu ce ce sfat le dai la copii care fumează? Eu nu cunosc pe nimeni prin cameră, nu pot să nu pot să le schimb un viciu. Toată lumea practic face ce vrea, dar eu ce pot să le spun este să, te, să cât mai repede, să devii foarte puternic și foarte bogat. Înainte ca să fii prins în sistemul ăsta și tu să ai, ai impresia că nu mai e scăpare și începi să-i vicii proaste pentru că tu ai anturaje proaste, începi să te apuci de fumat, de droguri, de alcool. Cel mai bine e să fii disciplinat, să-ți un job online, să mergi la sală. Nu trebuie să te ții de anturaje proaste. Depinde cu cine omblin anturajul tău. Dacă omblin într-un anturaj de fumători sau eu știu ce, alcoliști, vei fi la fel. Dacă omblin într-un anturaj de băieți sportivi, vei fi un sportiv. Deci, asta e să-i îndrum Să deschide ochii larg, să uite în stânga și în dreapta ce se întâmplă, dacă și ei vor să ajungă așa. Sau vor să ajungă top-g. Juliana, tu cu cine ți-ai petrecut Crăciunul? Cu familia, cu prietenii, cu cine ți-ai făcut tu Crăciunul? Familia a petrecut Crăciunul pe aici, prin, pe lângă mine, prin jurul meu, dar eu am fost foarte ocupat muncind pe laptop, creând conținut și a nu rămâne în urmă cu munca mea. Trebuie să continui munca, pentru că nu este timp de relax. În momentul în care o să fiu pregătit, o să mă relaxez și eu, dar nu este momentul, nu mă simt pregătit. O să mă relaxez în momentul în care lunar, intră o anumită sumă de bani în cont și... Nu trebuie să fie o sărbătoare! În orice zi poți să petrec, atâta timp cât ești liniștit, liber, nu te sună telefonul, hai la muncă, hai încoa, coa, du-te acolo, vin acolo. În momentul în care cineva te controlează, tu ești controlat. Ești controlat de guvern, de un boss, de un patron. Mă rog, mie nu-mi place lucrul ăsta, nu vreau să fiu controlat. Eu vreau să muncesc acum un an, doi puternic, liber, ce o să sărbătoresc zilnic? dai de înțeles mie acum că ușor, ușor o să te lași de șoferia ta de pe tir, că tu lucrezi pe tir aici în Anglia, să înțeleg. Da. Și vrei să stai numai și numai pe online, să nu mai muncești niciodată? Să... Da, vreau să fiu liber, vreau să fiu acasă, vreau să produc și să întrețin familia mea și nu doar familia mea, și toată lumea din spatele meu vreau să îi întrețin în momentul în care are nevoie, apelează la mine nu ai ce să oferi, nimeni nu te sună, nu ești căutat de nimeni, nu primești un telefon, ești zero. Giuliano, am și o întrebare la tine, da? Tu ce părere ai despre tatuaje? Uite, eu sunt un om tatuat, am tatuaje aici, un tatuaj aici, pe gât, pe picioare. De ce tu nu ai niciun tatuaj pe corpul tău? Cel puțin eu nu-l văd. Ai tatuaje pe corpul tău? Nu, nu am tatuaje. Fiecare face ce vrea cu corpul lui, Poate să-și pună absolut orice, nu mi se pare un lucru deloc rău, pentru că tatuajele simbolizează ceva, poate să fie un simbol în viața ta unic, pe care tu vrei să-l ții minte pe viață. Nu afectează cu nimic, nu deranjează pe nimeni, atâta timp cât tu faci ceva în viața ta, fă încât să nu deranjezi pe nimeni în jurul tău. Dacă tu ești alcoolic și consumi alcool și pierzi munca, și rămâi fără bani și nu poți să întreții familia, casa. De la, uh, că deranjezi, că e puțin spus deranjezi. Dar îi distrugi și pe cei din jurul tău. Și nu e bine. Un tatuaj nu distruge pe nimeni. Deci am o părere bună. Ce părere ai că lumea care mă vede că eu sunt tatuat, zice că sunt un om foarte, foarte rău, fără să mă cunoască, fără să știe cine sunt, decât că mă vede cu o mască pe față, și cu niște tatuaje pe mine. De ce crezi că lumea mă vede pe mine un om foarte, foarte rău? Dacă nu mă cunoaște nici măcar 0%, 1%. Oamenii consideră că tatuajii sunt de, tatuajele sunt de pușcăriași. Așa... Da, așa așa, așa au oamenii mentalitatea. O mentalitate veche. Dar nu este adevărat. Eu le văd ca niște simboluri petrecute în viața ta care vrei să le ții minte mereu, care nu vrei să le uiți Vrei să spun de ce am eu șarpele astea cu cuțit în el? Spune, de ce? Fiindcă în viața mea am avut și eu o iubită ca oricare alta, fiindcă iubita mea s-a băgat cu un prieten în timp ce eram la un majorat împreună cu mulți prieteni și cu multă lume, eu am fost afară fiindcă eu fumez, Ier am ieșit afară și iubita mea am găsit-o cu un prieten. Știi de ce mi-am făcut șarpele astea? Fiindcă lumea dintre noi așa gen, nu le cunoști adevărata față și sunt șerpi. Cum sunt eu cu tine? Acum vorbesc foarte bine cu tine și când ies afară pe ușă, poți să mă vorbești de rău și înseamnă că ești un șarpe. Un eveniment neplăcut în viața ta, care ai vrut să te remarcheze pe viață, să-l ții minte și să nu mai întâmple greșeala asta. Ai perfectă dreptate, dar să spun cum ai fi putut tu să eviți chestia asta. Dacă în momentul în care tu ești un bărbat puternic, financiar, psihic, să nu fii nu te duci la prietenă să te plângi, am probleme, am aia, chiar nu vrea să aud așa ceva. Ea nu vrea decât plimbări, poșete, vacanțe și atâta tot. În momentul în care tu ai început să te plângi ca un copil la femeia ta, ea nu mai caută pe altul. De asta trebuie să devii cât mai puternic și cât mai bogat ca să nu mai pățești chestia asta. Giuliano, mă am o întrebare la tine, da? M mi ai înțeles întrebarea asta care ți-am spus-o. Tu, dacă erai în locul meu, să-ți vezi iubita, nu nevasta, iubita, că nu era nevasta, nu era nimic, da? Să o vezi cu cel mai bun prieten la masă și că sunt în brațe, ce făceai în locul meu? Și spun și eu după aceea ce am făcut. E simplu, ca și bărbat să te răzbuni, practic să-i umori acolo pe loc. Dar viața este mult mai mult de atât. Înseamnă că ea nu te-a meritat, nu te-a vrut, n-aș face nimic. Pur și simplu înseamnă că nu te-a vrut niciodată, mi-aș întoarce spatele și aș pleca și mi-aș vedea de drum și aș bloca numărul. Atât. Spune tu ce ai făcut. Eu ce am făcut, pur și simplu, i-am zis, de azi încolo s-a terminat. I-a luat pe amândoi, i-am dat cap în cap, bom, bom, ca pupicele, Așa Și i-a zis, de azi încolo, uită-mă. Fiindcă eu am făcut foarte multe sacrificii venind aici în Anglia. Sunt un om ca oarecare, sunt mascat și la muncă, nu mă cunoaște nimeni, decât șeful al mare, i-am arătat fața să-i arăt că sunt un om normal, decât cu tatuaje. Am fost în Anglia, am ajutat-o foarte mult. Bani, de toate, da? În fine, nu mai contează e pe timpul trecutului. Dar am învățat ceva din asta. Am învățat că uh, trebuie să ai foarte foarte grijă cu femeile și să-ți alegi o femeie care e pe gustul tău. Ai fost cumva în depresie? Da, am fost în depresie un an jumate, mă vedeți, sunt cu mască, sunt tatuat, sunt puternic. Cine mă cunoaște în viața de zi cu zi știe cum sunt. Dar am fost și eu în depresie, un an jumate, orice om are suflet. Hai să spun eu părerea mea despre depresie. Depresia nu există. Nu există depresie, e doar în mintea ta. De ce, mă rog, ai, 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 gândi negativ despre tine? Pentru că ceea ce gândești, aia ești. Creierul tău te comandă. Tu doar ai impresia că sunt depresiv, ca oamenii să te lase în pace, să fie mai uh, ușor cu tine, lasă-l în pace, depresiv, e bolnav mental, nu avem ce face cu el nu poate să mai facă nimic. Nu e adevărat. Eu folosesc furia dacă, ok, dacă aș fi fost în locul tău, poate aș fi fost furios, dar nu depresiv. Și furia aia aș folosi-o într-un alt scop. Adică muncă, sală, fitness, să fac bani cât mai mulți. Deci furia pe mine mă încarcă. Tu ai lăsat ca creierul tău să te controleze, sunt depresiv, nu mai știu ce să mai fac, nu am Ai avut gânduri uh, negre? Hai să spun eu ce am făcut în depresie, ok? Ia spune. În depresie m-am apucat foarte, dar foarte rău de alcool. Îmi spuneai, ia doza asta de aici, moto aici, mă enervai. Dacă continuai mult, te luam la bătaie, fiindcă sunt, când sunt în depresie și sunt în astea, sunt cel puțin, eu zic, violent cu cei din jur nu suportam să mă jignești pe mine dacă îmi ziceai ceva de familie de astea, trebuia să fugi dintr-o parte în alta, că dacă te prindeam, te omoram. Și hai să spun cum am scăpat de depresie după un an jumate. Patronul meu, deci eu i-am spus la patronul meu în față, am o problemă, nu i-am spus ce problemă mai exact am. Am o problemă, te rog frumos, dăm foarte, foarte mult de muncă nu mai dat 5 zile pe săptămână. Eu de obicei lucrez 5 zile pe săptămână. M-am axat foarte mult pe muncă și familia mea fiind lângă mine mi-a zis că totul o să fie bine, o să trec peste și m-am axat foarte mult pe muncă ca să uit să vin seara obosit, foarte, dar foarte obosit, extenuat de obosit, să-mi fac un dus să mănânc, să mă pun să dorm. Să nu mai mă gândesc că uite ce mi s-a întâmplat, nu o să mai trec niciodată peste asta și eu în momentul de față am și eu o iubită în ghilimele, dar o să am foarte, foarte mare grijă, fiindcă prin ce am trecut nu mai vreau să treacă nimeni, înțelegi? De ce te-ar înșela când tu ai totul? De ce te-ar cu altul? Există altul mai bun ca tine? Nu există. Dar pentru a ajunge la acel nivel, trebuie să devii bogat, puternic și cât mai repede și nu are de ce să plece de lângă tine. Niciodată. Așa că, băieți, intrați pe... Academia www.academiabaietilordeștept.com pentru că acolo învățați cum să faceți bani online, aveți totul gata făcut de mine, doar descărcați videoclipurile, le postați pe site-urile voastre și în două luni de zile veți începe să fiți plătiți. Dacă nu, cancelați abonamentul oricând și continuați viețile voastre normale. Criminale, altceva mai ai de spus sau vrei să continuăm partea 2 mâine? O să continuăm part partea 2 mâine. Acum mergem și noi frumos să ne mai gândim la niște întrebări, la niște răspunsuri frumos și o să continuăm partea 2 mâine. Ok. Hai să mergem. Ne vedem cu partea 2 mâine, băieți. Subscribe și nu uitați la 100.000 de, de abonați, criminalul dă masca jos. Subscribe forță. Sărbători fericite la toată lumea. Sărbători fericite.